Neil Lennon e deja istorie pentru Rapid. Cele șase meciuri fără victorie și jocul slab al Rapidului au fost fatale nordirlandezului. În locul său, șucul pune pe Marius și Lennon a părăsit stadionul Rapid în jurul orei 17. La nici jumătate de oră distanță, în Giulești și-a făcut apariția Marius și anunță prima sport. Site-ul publică și imagini cu Șumudică întors de urgență din vacanță pentru tratativele finale cu Șuku. Anunțul despărțirii de Lennon e așteptat în următoarele ore sau cel mai târziu mâine. Britanicul și staful său vor primi în jur de 4 400.000 de, de euro drept compensații. Șumudică va fi prezentat oficial tot miercuri, când e programat și primul antrenament cu el ca A1. Marius Șumudică va reveni oficial ca antrenor al Rapidului la meciul cu Poliaș de vineri din deplasare. Apoi Giuleșteni întâlnesc liderul Ligii 1, Universitatea Craiova, înainte de pauza pentru echipele naționale.